Salutare, prieteni! Doar ce am închis cu un amic și îmi zice așa: Balașe, neștiind de atâția ani, te respect pentru ceea ce ești ca om. Atunci când am o zi proastă, dau play pe cântările tale și mă liniștesc instant. Ești numărul 1 pe muzica asta. Bă, dar de la un timp ai luat-o randeaua cu niște postări. Zic, ia zi-mă, că poate nu-mi dau seama ce s-a întâmplat. Bă, ce tot le ridici atât în slavă, bă, bășinoasele astea, pe figurantele, pe fițoasele astea de femei? Zic, bă, ia stop. Din punctul meu de vedere, nu există femei fițoase, ci doar femei care se iubesc și se respectă atât de mult încât nu vor să-și piardă timpul lor prețios cu oricine. Sunt femei care sunt înainte văzătoare și își dau seama că nu sunteți pe aceeași lungime de undă și nu are rost să consume timp și energie. Sunt acele femei care ajung la concluzia că nu ai cu ce să le impresionezi și pleacă. A, mă, frate, las-o jos. Bă, ia stai puțin. E ca atunci când te duci cu cheia ta bună la un lacăt greșit. O bagi, o scoți, o bagi, o scoți de 100 de ori până atucești cheia. Lacătul nu se deschide. Tu te, frate, și caută lacătul tău perfect și o să vezi că nu mai dai de femei fițoase. A, mă, că unde, bă, că s-au mulțit Balașe. S-au mulțit, dar nu mai știi de pe unde să te mai uiți. Lasă, bă, că s-au mulțit și bărbații aia care știu să deschidă cracii femeii, dar nu mai știu să le mai deschidă inimile și urechile, să le pompeze cu iubire, cu cuvinte frumoase și susținătoare. S-au mulțit bărbații aia care dezbracă imediat corpul femeii, dar nu-i mai dezbracă și sufletul de frici și de temeri. De frica de a nu le lăsa însărcinate și să plece ca proști în lumea întreagă, să nu-și recunoască copiii și să le lase mame singure. De frica aceea că poate săraca spune un cuvânt greșit sau nu răspunde la telefon 5 minute și începe animalul și face crize de gelozie. Să le dezbrace sufletele acelea pline de anxietate și de neajunsuri, că sunt destule. Haide! A, mă, bă, cam ai dreptate aici. Bă, s-au mulțit bărbații aia care au început să strice rimelul de la ochi în loc să le strice rujul de pe buze. Hai să ne punem în sacul nostru trandafiri, parfum bine mirositor care să miresmeze și trupul și sufletul și atunci să avem pretenția ca și ele să ne ofere același lucru. Noi venim murdari cu sac plin de gunoaie, de mocirlă și de hoituri și avem pretenția ca ele să ne ofere saci plin de iubire, de respect, de armonie și așa mai departe. Hai, frate, să ne vedem bârna din ochiul nostru și după aia să vedem păișorul ăla mic din ochiul lor. V-am pupat și aveți grijă de suflet, că e mai important decât trupul.